ce spunea Claudia Pătrășcanu despre mama lui Gabi Bădălău. Artista și soacra ei au revenit la sentimente mai bune, iar cele două comunică foarte bine. Claudia Pătrășcanu și-a lăsat băieții să plece în vacanță cu tatăl lor și cu bunicii. Țin legătura cu mama lui mai mult, cu ea mă conversez în ceea ce ține de cei mici și cred că e ok, e suficient. Important este că păstrăm o relație și o legătură frumoasă pentru copii. Sunt fericită și bucuroasă pentru faptul că Dumnezeu așează lucrurile și am început să comunic cu mama lui foarte bine. E un pas înainte pentru o relație civilizată. Eu cred că unul dintre noi toți trebuia să fie mai înțelept. Trebuia cumva să ajungem la un numitor comun. Și tot femeile că, uite, eu și soacra mea am ajuns să comunicăm foarte bine pentru binele băieților. Deci, tot femeile din familia Bădălău au un cuvânt de spus. Virgulă, spunea recent Claudia Pătrășcanu. Citește întreaga știre, Claudia Pătrășcanu, primele declarații după ce a fost acuzată că s-a împăcat cu soacra ca să-i distrugă relația lui Gabi Bădălău.